Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai. Începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, chiar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Se află alături de mine în această seară actorul Claudiu Bleonț. Bună seara, bine ați venit! Îmi plăcea muzica. Mamă, ce începe. Shit, let's go. O mai punem o dată, să știți. Poți să o lași pe tot interviu? Nu, pe toată dezbaterea, pe toată întâlnirea, că nu e interviu. E o poveste de viață a dumneavoastră, despre care? A mea? Până crezi? Acum știm așa. Sunteți pe scena teatrului de peste 4 decenii, iar lipsa de inhibiții v-a adus renumele de actor al extremelor. Tot în urmă cu 40 de ani ați debutat și în cinematografie. Mari regizori v-au distribuit în rolul principal și ați fost cooptați și în producții internaționale. În plan personal, sunteți la a patra căsătorie și aveți o fică. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să aflăm dacă vreodată v-ați ascuns în spatele actoriei și ce simțiți atunci când redeveniți din personaj persoană. Sunteți pregătit? Mister! Bine. Începem. Ați povestit că în cultura Maori, ca și în câteva zone rurale ale României, nu ești întrebat cine ești, ci al cui ești. La fel se întâmplă și în lumea arabă. Ați vorbit rar despre părinții dumneavoastră, dar ați spus atât de frumos și vă citez: eu mi-am dat seama că mama a murit, tata a murit, dar eu sunt în continuare noaptea lor de dragoste. Da, nu s-a terminat. Urmează întrebarea. Al cui este astăzi Claudiu Bleonț? Autorul nu s-a schimbat. Autorul e veșnic? Sunt energie, vibrație, frecvență? Forma mea e născută și plămădită de Ștefan și Cecilia Venera? A fost opțiunea mea să mă nasc în această familie, în această cultură, în acest timp, și ca și coautor scriu mai departe la povestea vieții mele. Mulțumesc. Mergem mai departe. Purtați o moștenire dublă. Bunicul patern, precum și tatăl dumneavoastră, au fost avocați, în timp ce bunicul din partea mamei a avut o cu totul altă vocație, a fost preot și stareț de mănăstire. Citesc dintr-un articol. După tată, Claudiu Bleonț se simte legat de pledoaria pentru dreptul roman, iar de la bunicul matern, stareț al mănăstirii Cheia, a moștenit pledoaria pentru dreptul divin. Având în vedere rădăcinile dumneavoastră, vreau să știu dacă aveți încredere mai mult în legea scrisă ori în morala creștină. Asta urmează întrebarea. Bun. Vă temeți de judecata oamenilor sau de cea divină? Mi-a fugit ochiul și m-am văzut în... Taci, dispar din fața mea. Cred în spiritul legii. Judecata este într-o cunoaștere, nu într-o pedeapsă. Cred că Dumnezeu se îmbogățește, indiferent cum ar fi numit el, ce nume ar purta. Am să mă refer mai bine la sursă, ca să nu devin, să nu alunec într-o dogmă. Cred că sursa se îmbogățește prin perspectiva părții. Sunt doar o parte dintr-o sursă veșnică. Claudiu Bleonț participă la creație doar ca și întru îmbogățirea sursei. Aș vrea să-mi răspundeți concret dacă vă temeți de judecata oamenilor sau de cea divină. Nici de una, nici de alta. Nu mă tem nici de judecata oamenilor, nici de judecata divină. Judecata divină mă iubește, sunt aici ca să fac o experiență, iar omul, oamenii care mă pot judeca, judecă doar din perspectiva lor, nu din perspectiva mea. De-aia mă uit mai în adânc la bârna din ochiul meu, nu la paiul din ochiul celuilalt. Bine. Amin. Mulțumesc.
Continuăm. V-ați născut în București pe 27 august 1959, dar ați copilărit în comuna Ceptura din județul Prahova, acolo unde bunicul matern era preot. Vă citez. Fugeam în vie, cu picioarele în praf, mergeam afară la budă, mâncam usturoiul direct din pământ, mă urcam în copaci, beam apă din fântână și încărcam sifoane. Mai mergeam și la mănăstire, la Cheia, cu bunicul. În presă a apărut la un moment dat informația că ați vrea să vă călugăriți, ceea ce nu a surprins foarte tare, având în vedere nu doar tradiția din familia dumneavoastră, dar și faptul că mulți alți actori au ales calea monahală, cum ar fi Mihai Coadă, Mariana Buruiană sau Dragoș Pâslaru. Urmează întrebarea. Ați vrut să vă călugăriți? Sunt deja. Există o moștenire pe care am primit-o de la, pe linie maternă, care, într-un fel, lucrează în mine a mă regăsi, a mă clădi, a mă recunoaște adânc în profunzimea și în solitudinea mea, nu în singurătatea mea. Însă în același timp sunt îndrăgostit de lume, iubesc lumea, iubesc femeia de dor nebună și atunci undeva încerc să construiesc o călugărie îndrăgostit de femeie. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. An la rând v-ați arătat deranjat când cineva vi se adresa cu pronumele de politețe dumneavoastră. Declarați așa: sunt sătul de cultul personalității. Suntem egali în fața morții. Nu avem decât experiențe care sunt cuantificabile personal și individual. Îmi zici Claudiu, nu-mi spui sunteți. Atunci aveați 46 de ani. Astăzi vă apropiați de 65 și pare că nu mai respingeți cu la fel de multă vehemență pronumele de politețe. Nu! Un celebru, respect, ai zis tu. Un celebru proverb spune așa: politețea nu te costă nimic și totuși cu ea cumperi tot. Urmează întrebarea. Vă cumpără cineva astăzi cu politețea? Nu. Nu e vorba de cumpărare, e vorba de comunicare, de a lega într-o cunoaștere, într-o întâlnire, într-o descoperire, drum. A lega drum, călătorie. Dacă cineva este politicos, acordul de fi doar ca tine și eu doar ca mine... Și trebuie să o bag. Vezi, teatru m-a învățat mai multe. Artă, Iasmin Reza, un psiholog evreu, normal, că-s deștepți, Finkelstein. Dacă tu ești tu pentru că eu sunt eu și eu sunt eu pentru că tu ești tu, atunci eu nu sunt eu, tu nu ești tu. Dar dacă eu sunt eu pentru că eu sunt eu și tu ești tu pentru că tu ești tu, atunci tu ești tu și eu sunt eu. Asta e politețea în care cred. Satisfied? Mulțumesc. Okay. Continuăm. Ați povestit că din partea tatălui sunteți german Schwab, iar numele dumneavoastră de familie este la origini Blonz, cu O umlaut și TZ la final. Vă citez. Străbunicul meu l-a schimbat și l-a românizat când au intrat rușii în țară, așa a ajuns Bleonț. Ați făcut grădinița și școala în limba germană, apoi ați urmat cursurile liceului german Goethe din București. Aici ați avut colegi care proveneau din familii importante, ceea ce nu v-a bucurat foarte tare. Ați spus așa. Aveam frustrările vremii, îmi doream blugi. Colegii mei, fii de ambasadori, cu mirosul ăla de Occident, fără să vrea, te făceau să te simți sărăntocul sărăntocilor. Vreau să știu care a fost momentul în care nu v-ați mai simțit sărac. Urmează întrebarea. Când v-ați permis primii blugi? Mi-a trimis un prieten armean din Statele Unite pachet lui tata. Și m-am îmbrăcat. Și, normal, am continuat nemulțumirea care s-a născuse prin comparație. Aveam ulterior să lucrez la ce înseamnă și ce șansă este dacă știi să te compari pozitiv sau într-un sens negativ. Nu erau erau niște blugi care nu arătau cum îmi imaginasem eu. De-a lungul anilor mi-am dat seama că undeva și cred că este o
coordonată pe care o purtăm în noi ca oameni, îmi imaginez și îmi doresc ceva, întotdeauna sunt convins că viața îmi dă, dar nu arată așa cum mi-am imaginat. Și am recunoscut de-a lungul anilor că port în mine un blocaj formal și lucrez încă să zic, Doamne, mi-ai dat și eu bou, nu vedeam. Și am aici vreau să răspund cu o chestie foarte frumoasă din Sorescu. Te rogi atâta timp să ți se arate, paracliserul, Sorescu, te rogi atâta timp să ți se arate Dumnezeu și când ai ajuns lângă el, nu-l mai vezi. Câți ani aveți când ați primit această primă pereche de blugi? 12? 14. Și când nu v-ați mai simțit sărac? Nu m-am simțit sărac de la grădiniță, pentru că întârziam, locuiam departe de strada Nuferilor și n-ajungeam la timp și într-o zi am ajuns, toate mașinuțele erau luate și am găsit o mașină fără roți de lemn. Am luat-o, este ceva între 3-4 anișori și am văzut-o de lemn și am zis, dar știi că mă pot bucura de ea chiar așa timp. Cum e? Nu mai am nevoie. M-am bucurat în același timp, în timp ce câteodată nu știam că mă bucuram. M-am mai bucurat dacă mă întreb de blugi, dar mă bucuram și îmi recâștigam bogăția când mă ocupam de sărbătorile organizate de clasa mea în cadrul liceului german. Lucrurile astea se întâmplau la Casa de Cultură Friedrich Schiller. Bine, mulțumesc. În familia dumneavoastră se cocheta cu ideea de a pleca din țară, iar mulți dintre foștii dumneavoastră colegi de școală sunt acum în Germania sau în America. În ceea ce vă privește, v-ați gândit să rămâneți peste hotare în anii 90, la Avignon, în Franța, când ați ieșit prima dată din România cu un spectacol. Vă citez. Am rumegat-o, am meditat-o, ce aș face? Mi-am dat seama că aș fi homeless, că aș face muncă cu ziua ca să am ceva. Așa că v-ați întors acasă. În plus, deși vorbiți germană, engleză și franceză, ați spus că vă simțiți cel mai bine atunci când vă exprimați în limba română și vă definiți ca fiind om român și actor în această ordine. Întrebați dacă v-a mai dat târcoale gândul plecării din țară, ați făcut trimitere la parabola fiului rătăcitor, ați spus așa, triada, tatăl, fiul care rămâne acasă și fiul rătăcitor, trăiește în fiecare dintre noi. Tatăl este celebrat de fiii săi, de cel rătăcitor prin întoarcere, iar de cel prezent prin faptul că rămâne lângă el prin conștiință. Zi întrebarea că am documentat. Este mai greu să rămâi decât să pleci din România? Cel mai greu este să fii fericit și fericirea este o lucrare la care participăm fiecare din noi clipă de clipă, oricum ar arăta condițiile pe care le avem. Dacă cineva decide să plece, e dat omului să se fericească cu acel lucru, iar cineva care hotărăște să rămână, îi e dat omului să lucreze la a fi fericit. Fericirea este o lucrare interioară. Poți pleca, poți rămâne. La fiul care rămâne acasă, el spune, da, dar uite, fratele meu s-a întors și pentru, i-ai tăiat pentru el un vițel, pentru mine n-ai făcut-o niciodată. Fratele care a rămas acasă avea o frustrare, că nu e celebrat, onorat de tată, exact cum e onorat și celebrat cel care s-a întors, rătăcitorul. Iar el i-a răspuns, da, dar tu erai tot timpul cu mine. Ăla uitase în același timp. Frate, eu sunt fericit cu tine. Dar nu vrei să stai, nu trebuie să faci nimic ce pentru mine. Ce vă face fericit? Conștientizarea, atenția și trebuie să adaug uitarea. Nu știu câți ani mai am de trăit, nu știu dacă nu se va întâmpla, poate că am o moștenire genetică care mă va duce spre demență, senilitate sau Alzheimer și sunt convins că partea de emoție și de necunoscut din mine își va trăi aventura până la capăt, până când va trebui să spună mulțumesc că am apărut în viață, a venit clipa să plec. Haide! Mulțumesc! Continuăm. Pe 21 decembrie 1989 reveneați la București dintr-un turneu susținut în țară și ați fost șocat să vedeți taburi cu soldați și bannere pe care scria Jos Ceaușescu. Vă citez. Eu nu am strigat Jos Ceaușescu. Am fost la televiziune să spun un monolog care se lega într-un fel de evenimente. La aviatorilor, un soldat a tras-o repede în gura metroului pe Beatrice Rancea, care era soția mea pe atunci, și-a rupt ligamentele încrucișate și a ajuns în spital. I-a pus capăt baletului. Vreau să știu ce sentimente v-au încercat în decembrie 1989. Urmează întrebarea.
V-a fost frică să strigați jos Ceaușescu? Da. Eram la filmare, dam pizza, dreptate în lanțuri, în distribuție, iubitul, dragul, mărețul, magnificul, Victor Benciuc. Într-o pauză de filmare a început să spună bancuri cu Ceaușescu. Bancurile erau foarte bine. Nenea Victor le spunea foarte bine. Încercam să mă rețin, să nu râd, că știam că cineva poate să toarne din distribuție sau din tehnicien, că era ca un fel de șezătoare în pauza aia. Și încercam să mă rețin, să mă rețin, să mă rețin, să nu râd, să nu am nicio reacție, ca și cum să neutru, eu n-aud că se zică despre ceasca nimic. Și la mine n-am mai putut să țin această pofta de râs și am început să râd. Și primul gând am fost, am belit-o. Cineva m-a văzut, o să mă toarne la securitate, voi fi dat afară din film. Exista o sărbătoare pentru România, este că am scăpat de dictatură, să nu mai aud pe cineva, eu oricum nu-l aud. Pentru că aveam 31 de ani la Revoluție, dictatura este sinistră, iar stalinismul a fost cea mai mare și cea mai profundă abatere pe care a putut să o trăiască cultura și spiritualitatea românească. Ce ați simțit la Revoluție? Sincer, în seara în care am văzut execuția lui Ceaușescu, sincer, am vărsat o lacrimă, n-am fost membru de partid, n-am fost colaborator cu securitatea. N-am turnat pe nimeni. Însă am văzut pentru prima dată o execuție, am avut o lacrimă. Și următorul pas pe care l-am făcut, am făcut așa și am zis, Doamne, dă-le românilor sâmbăta liberă, bulgarii o aveau deja, și dă-le, Doamne, românilor pașapoarte. Iar românii au posibilitatea în momentul ăsta să circule, să observe, să vadă, să deguste tot ce a lăsat Universul în moment acum pe planetă. Mulțumesc. Continuăm. În luna mai 2023 a avut loc premiera serialului Spy Master, o miniserie de spionaj bazată pe întâmplări reale din istoria comunismului românesc. Ați povestit că atunci când ați fost chemat la casting, credeați că veți da probă pentru rolul generalului Pacepa și chiar v-ați dus pregătit cu o pereche de ochelari care să vă facă să îi semănați. Regizorul Christopher Smith avea însă alte planuri cu dumneavoastră, astfel că ați ajuns să îl interpretați pe dictatorul Nicolae Ceaușescu. Ați spus că a fost o încărcătură emoțională foarte mare să interpretați acest rol, după ce în viața reală, timp de 31 de ani, ați trăit în regimul comunist. Vreau să știu dacă a mai trebuit să vă documentați și ce ați descoperit că aveți în comun cu fostul dictator. Urmează întrebarea. Ați fost un Nicolae Ceaușescu bun? Da. Ca actor, ca rol, ca ca interpret. Ce aveți în comun? Ce am în comun cu Ceaușescu? Avem toți în comun cu Ceaușescu. Frustrarea și dorința de un mai bine. Dar sărăcuțul cum era el comunist acolo, cum s-a identificat el cu situația, cu câte de clase a făcut, cum a luat el a murit cântând internaționala, are stupid, îți dai seama cum era, de-aia și frustrarea și n-a putut, el tot timpul dădea cu omul cel nou, că comunismul, că ce trebuie țării, era defect că n-avea cultură. Dar unde mă regăsesc este că dacă mă gândesc că, cine ești Claudiu Blâns ca actor? Bă, mă cred tare! Dar uite-te mă la Pacino. Să mă să n-am ajuns cât Pacino. Uite-te la Gary Oldman. Wow! Cum l-a jucat ăsta pe Beethoven? Există în noi o dinamică care ne i-a fost dat destinul lui României să parcurgă vialul stalinist și vialul dictaturii lui Ceaușescu. Nu Ceaușescu a făcut România mare. Românii care au zis, băi, un bou, e un cretin. Dar trebuie să-mi trăiesc darul. Am un prieten care a fost membru de partid, era în CC al PCR, a făcut hidroenergetică și a vrut să facă vidrarul. El l-a făcut. Nu Ceaușescu. Pot să am un regizor tâmpit, dar eu trebuie să-mi duc rolul, angajamentul de a face un personaj, trebuie să-l duc până la capăt. Ce aveți în comun cu personajul? Nu mi-ați răspuns încă. Nu? Vă dau timp, da. Păi eu am crezut că ți-am spus. Că sunt într-o formă imperfectă, care lucrează la perfecțiune și nu va ajunge niciodată. Așa era Ceaușescu, deci. Bă,
gândește-te că în prostia lui a avut să ne schimbe pe toți și să fiți fericiți că cât aveți un de căldură și aveți duminica cu... Făcea și pauză, că nu mai... carnet, sâmbata... El avea o utopie. Toți purtăm o demență de utopie în noi. Știm parcă în fața universului. Doamne, nume... E aici și Cain. A trebuit să vă documentați suplimentar? O, i-am văzut, dar interviurile. Are la un moment dat de păpușă mecanică când spune cu inginerii care cu poeții, omul nou trebuie să mai slujiți și omul! Avem toți suntem și puțin dilii, duși cu capul și ne întrebăm în același timp dacă curăța ar fi curățat toate chestiile. Am sărit. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Credeam că eram păruși până acum. Vă citez. Ar fi un orgoliu să ne numim artiști. Eu prefer să îmi țin orgoliul în limite rezonabile. Fiecare om care creează realitatea este un artist. Absolut. Chiar dacă este plantator de morcov. Absolut. Sau măturător. Ideea de a mătura ca și cum tot orașul ăsta ar fi sufrageria ta, aceasta ar putea fi o artă. Ați cunoscut mari actori, precum Gheorghe Cozorici, Gheorghe Dinică sau Marin Moraru și ați mărturisit că v-au impresionat nu doar prin imensul talent, ci și prin generozitatea și discreția de care dădeau dovadă. Pe de altă parte, Hollywoodul a transformat actorii în idoli, iar după căderea comunismului, mulți tineri au vizat la strălucirea starurilor internaționale. Dumneavoastră însă ați spus așa: sigur, ești recunoscut pentru că ai o meserie publică, dar să crezi că tu ești o vedetă este o trufie care te împiedică efectiv să te bucuri de artă. Vreau să știu dacă a fost vreun moment în care succesul v-a luat mințile. Urmează întrebarea roșie. Cum vă păziți de trufie? Cred că cum să nu mă păzesc? Mă simt atât de zilnic. Așa de... fragil, văd că îmi fac planuri, fragil cu... îmi iubesc incertitudinile, Denis. La 60 de ani am început să nu mai fie frică de momente de lașitate, să nu fie lașitate în sensul că am hotărât, mâine mă duc și spun, bă, știi ce? Lasă-mă, mă, mea, că nu... Și mă ajung acolo și mă văd mic și zic că hai că poate mai... putem construi și în condițiile astea. Am început să iubesc, să-mi respect, să am tandrețe față de lucrurile mele fragile, vulnerabile, incerte. Nu cred că am răspuns. A fost vreun moment în care succesul v-a luat mințile? Conștientizați? Mă, dacă sunt aici, cred că pot spune cu tărie că nu a fost niciun moment. Deși cred că secunde, poate, de rătăcire, zic, mamă, ce tare sunt, mâncați-și gura. Momente am avut. Dar faptul că sunt aici, cu tine, sub acest tir de întrebări împinse către cunoaștere și mărturisire, clar nu. Mulțumesc. Continuăm. Sunteți de părere că actorul de teatru este un paradox între bogăția spirituală pe care o dobândește datorită experiențelor trăite pe scenă și sărăcia materială în care trăiește din cauza felului în care este remunerat. Din declarația de avere completată în 2020, reiese că la acel moment dețineați un teren agricol de 1000 de metri pătrați în Prahova și o vilă în București, ambele dobândite în urma unor moșteniri. În plus, aveți bijuterii de familie din aur, diamante și rubine în valoare de 200.000 de lei. De la teatru încasați un salariu anual de 125.000 de lei, la care se adăugau 150.000 de lei din drepturi de autor. În plus, aveați 600.000 de lei acordați sub formă de împrumut. Întrebat de-a lungul timpului care este relația dumneavoastră cu banii, ați spus așa: sunt mulțumit cu cât am și asta este valoarea reală a bogăției. La loto am jucat odată, dar mi-am dat seama că nu vreau să câștig 2 milioane de euro pentru că nu am nevoie de ei. Urmează întrebarea. Ce v-ar plăcea totuși să câștigați? Prezență de conștientizare,
atitudine de echilibru în contrarii. Dați-mi un exemplu. E o atitudine. Cimitirul e o mare democrație. Acolo sunt mari regizori, mari actori, toți bogații ajung acolo, toți săraci. Deci cimitirul e perfect. Deci eu am un moment în care mi-am dat chiloții jos. O să o încerc și aici acum. Hai să mă mai joc și eu cu tine, dar e frumos, te ții tare, neutru. Bun. Așa, a fost o mărturisire în momentul când mi-am dat chiloții jos, că am venit și am și spus-o, da, sigur, când mi-a văzut lumea partea de jos, nu, că acum sunt îmbrăcat, ce frumos de... ce-o face nebunul acum? Nu. Era o mărturisire adâncă în care cred și e adevărată. Am venit pe lumea asta goi, copil ai? N-ai voie să răspunzi. Nu știu, nu am stat să te verific. Dar o să faci, că o să fii mamă bună. Acolo în curtea mamei stai, n-ai haine, n-ai card, n-ai... și așa mai departe. Și așa și plecăm. 21 de ani, cred că pierde corpul omenesc în momentul când ies 21 de grame. Culoarea acelei vibrații, parfumul acelei vibrații, cred că e adevărata bogăție. Eu cred că am răspuns! Nu? Mulțumesc. Continuăm. De-a lungul anilor ați fost o prezență constantă pe micile ecrane. Ați performat în Teatru TV, în piese precum Dale Carnavalului sau Șarpele, în muzicalul Secunda 2, dar și în scenetele din show-urile de divertisment sau din edițiile speciale de sărbători. Nu ați refuzat nici provocările din emisiuni, astfel că la un moment dat ați mâncat usturoi pentru ca o blondă să renunțe la haine. Ați prezentat talk show-ul S-a întâmplat în România, ați fost gazda emisiunii Duminica în Familie alături de Ramona Bodescu și ați adus în atenția românilor oameni excepționali în emisiunea Femei de 10, Bărbați de 10, alături de Marina Almășan, care a spus despre dumneavoastră așa: Claudiu trece foarte ușor de la stilul sobru la cel jucăuș, deși pare de nestăpânit, este foarte serios în ceea ce face. Întrebat dacă în drumul parcurs până acum ați acordat prioritate teatrului sau filmului, ați mărturisit că ambele arte sunt pentru dumneavoastră precum plămânii. Vreau să știu dacă v-a lăsat vreodată televiziunea fără aer. Urmează întrebarea. Ce reprezintă pentru dumneavoastră televiziunea? Clipa. Trăiește clipa. Mod real, mai ales în direct. Oricum am venit într-un fel... există un mic pe mine, știi? Că mă întâlnesc cu tine, că o să pui întrebări și așa mai departe. Mai ales directul te pune în situația asta și emisiunea asta e faină pentru că există o directețe în ea. Asta e televiziunea. Antrenamentul meu de actor până în 90, că practic undeva în 90 spre 2000 cred că am făcut pasul sau s-a întâmplat întâlnirea cu televiziunea, noi lucrăm acolo, învățăm un rol și până se ridică cortina și îl jucăm. Ori la un moment dat, aruncă-te. Păi da, dar n-am text! Păi da, tu nu trăiești, nu ești viu, ce trebuie să-ți spună? Trebuie să spui texte, trebuie să vii, ce, vii cu biblioteca după tine? Deci trăiește-te în clipa asta, vorbește pe moment, acum, spune cine ești. Și asta e un lucru al televiziunii. V-a lăsat vreodată fără aer? De fiecare dată. Există și în teatru. Însă ai în teatru, rămâi fără aer înainte de spectacol, rămâi în teatru de multe ori în relația cu partenerul, în timp ce joci, pentru că se duc lucrurile energetic într-o zonă în care o dau bine, nu o fac. Poate trebuie să fiu mai sobră, mai tăcut. Trebuie să fie altfel în momentul ăsta. Și același lucru se întâmplă și înainte de o emisiune, când intri în direct, când nu știu pe unde ia invitatul sau partenerul, și trebuie să fii prezent în continuare. Deci a fi fără aer, da, televiziunea mă pune în situația de a fi fără aer și asta mă face să înot mai departe, pentru că trebuie să iei o gură de aer pe care nu o ai, să o dai în jos și până să continui să iei aer și să mergi. Să fie primit. Mulțumesc. Continuăm. Apariția telenovelor românești a împărțit breazla actorilor. În vreme ce Dan Puric sau George Motoi au considerat acest gen degradant și nociv, Gheorghe Dinică sau Marin Moraru au interpretat fără rezerve
roluri în telenovele. Hai că place, zi. În 2005 ați făcut și dumneavoastră parte din distribuția serialului Păcatele Evei și ați mărturisit că din telenovele se câștigă chiar mai bine decât din teatru. În prezent, telespectatorii vă pot urmări interpretând rolul unui bărbat deștept, dar leneș, în comedia romantică de televiziune Lasă-mă îmi place, Camera 609. Ați povestit că la filmările pentru acest serial v-ați surprins colegii atunci când ați apărut cu fața tumefiată. Vă citez. Am căzut seara de pe bicicletă și aveam o rană la cap, eram umflat, dar m-am machiat. În felul ăsta nu s-a ratat ziua de filmare. Urmează întrebarea. Ce nu se poate ascunde sub machiaj? Mi-a venit sufletul, inima, cine ești tu? Vreau să vin la întrebare, mi-a plăcut cum a început întrebarea. Deci tu ai spus de colegul meu de Ampuric că e degradant să joci în telenovele, corect? Pot să pun, că așa ai zis. Dar nu cumva e degradant ca el de nu știu câți ani să se ducă să spună că nu are credere în clasa conducătoare și să aud că el, de exemplu, bate câmpii ca lumea să zică, mamă, iată un apostol al României și noi, de fapt, să știm despre Dan Puri, că este colaborator cu securitate de la 17 ani, că a fost turnător, mai știm că a plecat cu Nicușor Ceaușescu în Corea de Nord și că el vinde românilor stalinism sub formă de margarină? Come on! Who is the f***? Cine e ăla care îndrăznește să spune că nu e bine că suntem în UE și în NATO? Să mor tu? Și vrei să te muște stalinismul de c***? Și de c***? Nu ți-a ajuns? Nu te-ai deșteptat? Ce fac cu sfinții pe care, la care el face, Dan Puric, raport? Ce faci cu sfinții închisorilor? Închiși de români? Chinuiți și schinjuiți de români? Pentru că ei credeau într-o altă teorie. Mama n-a făcut școală pentru că era de origine nesănătoasă. Fata popii! Să nu-l aud. Revenim la dumneavoastră și la întrebare. Mă vreți să candideze și la președinție. Vă rog să fiți atent la limbaj. Ce nu se poate ascunde sub machiaj? Adevărul! Se vede cine știe să-l vadă! Îl vede! Am zis. Mulțumesc. Continuăm. Ați povestit că în adolescență ați făcut 7 ani de scrimă la Clubul Steaua, din clasa a 4-a până în clasa a 11-a, iar acest lucru v-a ajutat și la școală. Vă citez. Nu străluceam ca elev, eram mediu, dar scrima m-a ordonat. Eu respect enorm disciplina, studiul, munca în echipă, efortul individual. Sportul nu numai că a contribuit enorm la dezvoltarea dumneavoastră, dar v-a adus și rolul principal din filmul Pas în doi, pentru care marele regizor Dan Pița v-a ales tocmai datorită faptului că ați practicat scrima. În această peliculă interpretați rolul unui tânăr muncitor care face facultatea la Seral, este talentat la muzică, este scrimer și este îndrăgostit de 2 femei în același timp. În 1985 ați primit 2 premii importante pentru performanța dumneavoastră actoricească în acest rol. Urmează întrebarea. Ziu! Ce frumos schimb vocea. V-a ajutat scrima să parați marile lovituri ale vieții? Da. Și mă ajută în continuare. Mă ajută să atac, să contraatac. Mă ajută să știu să pierd, să învăț. A trăi este o relație dinamică. Este o relație... Cred foarte mult în epitaful lui Niels Bohr. Contraria non sunt, contradictoria sed, complementaria sunt. Cred că specia umană este bipolară pentru că este conform cerului și pământului. Purtăm în noi o noapte și o zi, port în mine o parte femeiască, deși am testicule de la tata, dar testiculele mele erau în burtică, deci aveam într-un fel și ovare până la un moment dat. Și cred că în această dinamică, în această dezbatere, în această încingere între contrarii, apare termenul 3 și cred foarte tare în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că eu am făcut liceul german și cred foarte mult în Hegel. Teză, antiteză. Și este o sinteză. Bine, mulțumesc. Deep. Merge cu o întrebare roșie.
Ca și în cazul altor artiști, ați fost nevoiți să urcați pe scenă imediat după ce ați suferit o pierdere uriașă. Mama dumneavoastră a murit în Joia Mare, înmormântarea a avut loc în prima zi de Paște, iar seara ați jucat în comedia Burghezul Gentilom. La înmormântare ați spus așa: îi mulțumesc mamei că m-a adus pe lume în limba română, în cultura română, în ortodoxie. În tradiția ortodoxă se spune că de Paște se deschid cerurile, iar cei care pleacă dintre noi se duc direct în rai. Vreau să știu în ce crede Claudiu Bleonț. Urmează întrebarea roșie. Cât de dor vă este de mama? Nu mi-e dor pentru că e cu mine aici. Noaptea de dragoste și mai adânc. Momentul când spermatozoidul lui tata a spart membrana ovulului lui mama, clipa aceea este încă unfolding acum. Am avut la un moment dat, am trecut cu bicicleta mea Brompton, sunt fericit și mulțumesc creatorului, are și recunoaștere reginei Angliei, tot ăștia englezi, deci ce dracu să avem, mă, cu UE și cu NATO, că vestul e deștept, ok? Am trecut pe lângă cimitirul Renviera, unde sunt îngropați, n-am mai fost la cimitir de mult, la părinții mei, chiar și bunicul e acolo, și murise nenea Mircea Albulescu. Am trecut dimineața prin fața cimitirului, m-am dus unde am avut o repetiție și cam după vreo 4-5 ore m-am întors iarăși prin fața cimitirului Renviera cu bicicleta. Și la un moment dat, în timp ce pedalam, am simțit cum ceva mă cheamă în cimitir și am zis: mama, muti, eu ziceam muti, muti, dar ești aici cu mine, ce să caut în cimitir? Nu-i nimeni acolo. Și ceva mă trăgea și am continuat să pedalez, îmi vrea să întârzie la teatru și am ajuns... Colegii mei erau în negru, în doliu, fusese expus în Teatrul Național și mulțumesc, Nenea Mircea, ai vrut să te pomenesc. Nenea Mircea Arbulescu fusese depus în Teatrul Național, a fost pe urmă condus spre ultimul drum. Și am întrebat unde l-au dus pe Nenea Mircea și ei mi-au dus la cimitirul Renviera. Și mi-am dat seama în momentul acela că cel care m-a chemat să intru în cimitir este Nenea Mircea Albulescu. După spectacol, revizorul, am luat bicicleta și m-am dus la cimitir. N-am trecut pe la ei mei. Am stat și vreo oră, două, alături de trupul lui Nenea Mircea Albulescu. În ce crede Claudiu Bleonț? Vă dau timp. Cred în sursă, cred în rost, cred în clipă. Cred că e tot timpul cu noi, aici, suntem prezenți. Cred în viață. Era să dau cu nu. Cu nu cred în moarte. Nu, doar afirmă. Afirmă pentru că există existență și punct. Nu există non-existență pentru că din definiță e non. Deci există existență, există transformare. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Iubesc apusenii dinainte de a mă naște datorită tatei. S-a născut acolo, avea un cult pentru zona aceea. Eu și tatăl meu am bătut apusenii cu cortul, cu mașina, cu cățelul. Despre tatăl dumneavoastră nu ați vorbit foarte mult, însă de când aveți la rândul dumneavoastră copil, ați spus așa: iubește-ți și respectă-ți părinții, pentru că acum, în situația de părinte, mi-am dat seama prin ce au trecut ai mei. Vreau să știu dacă le-ați făcut probleme părinților dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Ați fost un fiu bun? Eu cred că da, dar vedeam numai din punctul meu de vedere. Deci dacă fac această afirmație, poate că... deci am în cap bătaie la curul gol cu cureaua lui tata, cu capul între picioarele lui, pentru că luam 2. Destul de frecvent la matematică. Bănuiesc că nu acopeream o zonă pe... o zonă pe care el și-o dorea pentru un băiat. Și dacă m-aș pune în situația să mă gândesc din punctul lui de vedere, poate că n-am fost un fiu bun. Deci nu pot vorbi decât în numele meu, în numele meu, da, sunt un fiu care încearcă și își dorește să fie bun. Sunt un proces. Și când mă refer la această filiatio, mă refer de la părinți și mai sus. Încerc să fiu un suflet, să spun un copil, pentru că am doar o formă umană, capul ăsta nu a aflat decât ce poate el până la vârsta asta,
și în contextul dat și încerc să fiu un copil, deci un proces de creștere care să onoreze și să spună vieții mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Privind în urmă, le-ați făcut probleme părinților? Ți-am zis, cred că da. Cred că da. Un exemplu. Un exemplu. Mi-a venit asta. Eram în liceu și făceam colecții de de-astea de gumă de mestecat. Și la un moment dat aveam un clasor, i-am scos timbrul tata din clasor și am furat la un coleg, i-am furat alte chestii de-astea. Și normal că s-a aflat, s-a plâns, le-am dat înapoi, am fost certat și mi s-a dat doi la purtare. Bănuiesc că această situație în care am fost nu i-a căzut bine tatălui meu, avocat fiind, om care a făcut drept. Mulțumesc. Cred. Mulțumesc. Continuăm. Vă citesc. Cea mai fericită zi din viața mea a fost aceea în care ne-au trecut clasa de la real la uman. Altfel, nu cred că aș fi trecut de clasa a 10-a. Ați povestit de mai multe ori despre aversiunea dumneavoastră față de matematică și câte probleme v-a creat această materie în școală. Ați spus că matematica v-a plăcut transcendental, iar atunci când ați participat la o emisiune concurs de televiziune, cele mai mari emoții nu le-ați avut la probele de îndemânare, ci la rezolvarea unui exercițiu. Faptul că ați nimerit răspunsul corect v-a făcut să exclamați: Doamne, bine că m-ai ajutat! Domnule Bleonț, cu Dumnezeu înainte! Urmează întrebarea. Cât fac 6 plus 6 împărțit la 6? 12 împărțit la 6, 2. Asta era întrebarea. Cred. Bă, dacă nu e așa, mi se rupe. Aia e. Nu mi-a plăcut afirmația că aversiunea pentru matematică e prea mult. N-am avut eu, poate, emisfera care se ocupă, cred că stânga. Nu am avut-o, poate, destul de antrenată. Din cauza asta pot să spun că latura maternă a mea, prin poezia și prin dragostea de mama, așa, și băieții zic că merg cu mama. Eu mergeam cu mama și poate eram așa, mai liric, mai... whatever. Dar am scos din chestia asta și am văzut și am respect pentru cei care au avut, s-au născut, șansa cu acest lucru. Eu când am zis, Doamne, e cea mai fericită zi din viața mea, nu era pentru că aveam aversiune, ci mă, pe mine, că am văzut cartea de algebră. Și universul a vrut ca să fim mutați de la clasa de... eram la grămadă, într-un fel, și în anul ăla am fost disociați și am fost făcuți clasă de real, clasă de uman. Eu am picat la uman și am scăpat de matematică. Ați urât matematica, dar l-ați iubit și l-ați respectat enorm pe profesorul Constantin Otescu, care v-a predat această materie în liceu și care a înființat o brigadă artistică din care ați făcut și dumneavoastră parte și cu care ați obținut un premiu important la Cântarea României. Atunci, unul dintre membrii trupei v-a întrebat dacă nu ați fi tentat să vă alăturați Teatrului Studențesc Podul, coordonat de regizorul Cătălin Naum. Ați acceptat și la 17 ani ați renunțat la scrimă ca să vă apucați serios de teatru. Mai târziu v-ați pregătit cu același Cătălin Naum pentru admiterea la IATC. Vă citez. Am făcut teatru și performanță din neputința de a face altceva. Pentru mine nu este o meserie, este un fel de a trăi. Urmează întrebarea. Ați putea trăi fără teatru? Da. Pentru că de-a lungul timpului, mulțumind Universului, pentru că mi-a permis această cale, niciodată n-am crezut că intru la teatru, nu știam că o să întâlnesc pe Cătălin Naum, veșnică pomenire, Cătălin, nu știam că o să intru la teatru, nu știam că vine Revoluția, că întâlnesc pe Andrei Șerban, pe Purcărete, pe Robert Wilson, pe Liviu Ciulei, pe Vlad Mugur, pe Lucian Pintilie, nu știam nimic, Denis, în acest parcurs. Și parcursul acesta m-a crescut ca om și de la un om care și-a dorit să fie pe scena de teatru, unde este o întâlnire a omenescului cu omenesc întru omenesc, am ajuns să mă coc pentru a fi mai asumat un om pe scena vieții. Deci pot trăi fără teatru datorită faptului că teatru s-a extins în viață.
Deci când pot, când am să spun pot trăi fără teatru, răspund în același timp pentru că am devenit mai complet ca om prin teatru. Mulțumesc. Ați avut emoții uriașe la susținerea examenului de admitere la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Mai ales că îl cunoșteați pe unul dintre candidați, Alexandru Bindea, care era la a treia încercare. În plus, tata punea o presiune uriașă atât pe dumneavoastră, împingându-vă către filologie, pentru că vorbeați bine limba germană, sau spre drept, având în vedere că el era avocat, cât și pe regizorul Cătălin Naum, pe care îl întreba ce garanții poate oferi că veți intra la teatru. La toate acestea s-a adăugat severitatea comisiei de examinare, formată din Dem Rădulescu, Olga Tudorache și Octavian Cotescu. După ce ați intrat din prima la teatru, ați avut norocul să fiți distribuit de Dan Pița în filmul Concurs, alături de Marin Moraru, Adriana Șchiopu, Ștefan Iordache și Gheorghe Dinică. Părea că facultatea vă va aduce succes după succes, însă ați terminat-o pe penultimul loc. Urmează întrebarea. Cum ați reușit să terminați penultimul facultatea? Irelevant. Ce contează, nen? Că am terminat penultimul. Cum am reușit? Nu pentru că nu aș fi avut dorință, am avut multe absențe care m-au pus în situația să nu acoper la nivel de 10 toate materiile. În același timp pot să o leg de destin. Au fost unele întrebări în ce mai crezi și în ce crezi, și cred că trebuia să aduc acest cuvânt mărturisit aici, de destin, și în același timp recomand cu această ocazie cine s-o da să se uite, citiți cartea lui Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu despre destin, pentru că este o carte fundamentală care acoperă și deschide niște uși la întrebarea fundamentală a omului, de ce m-am născut, de ce trăiesc, de ce mor. Și o leg, o întorc înapoi la întrebarea ta, de ce penultimul? Na, că așa a fost să fie. Aș fi vrut primul, dar aveam, mergeam mult și în pod în același timp, eram peste tot, dar nu acopeream întru totul ceea ce se cerea ca performanță să fii primul sau cu coronița. Bun, mi-a spus că nu contează locul pe care termin. Ce contează atunci? Să iubești ceea ce faci, ce trăiești. Simplu. Bine, mulțumesc. Continuăm. Pentru că ați terminat penultimul Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, nu ați avut multe variante la repartizare și ați fost nevoit să alegeți între Petroșani și Reșița. Ați mers la Petroșani pentru că erați sigur că primarul o să vă lase să jucați și în capitală, cum se întâmplase în cazul Magdei Catone, care se afla de un an acolo, dar venea des în București, la Teatrul de Comedie. Mai mult, credeți că o să vă permită să plecați repede de acolo. Nu știați că primarul nu mai era atât de permisiv, pentru că Teatrul Petroșenean tocmai pierduse o altă promoție de actori. Vă citez. Când am ajuns în Petroșani, dimineața la 6, am ieșit din Libezeni, după nu mai știu câte tuneluri, și treceau așa stâlpi iluminați. Era frig prin noiembrie și am avut în capul meu imaginea unei colivii în care se află o pasăre închisă. M-au bușit lacrimile. Urmează întrebarea. De câte ori v-a făcut actoria să plângeți pe bune? De multe ori. Și ieri seară am avut spectacol cu două povești de dragoste la Caracal, spectacolul Teatrul Național din Craiova, și era o tensiune, poate doar a mea, de a ajunge, de a parcurge, de a mărturisi ceva ce, la un mod mendat, înainte de a intra în scenă, nu știi dacă se va întâmpla sau nu. Este o relație, mi-a plăcut terenul și întâmplarea asta a destinului meu pe care ai mărturisit-o. Da, am plâns când am intrat pentru prima dată în Petroșani, am avut această viziune cu o pasăre, nici se păsărică, cu păsărica într-o colivie, whatever. Și a fost și momentul unei întâlniri care a devenit o frumoasă întâmplare a destinului meu, întâlnirea cu Magda Catone,
cu nașterea primului nostru spectacol ca și absolvenți ai Institutului de Teatru și noi jucăm acest spectacol de 40 de ani și culmea exact cu titlul care a ajuns să mă definească un bărbat și mai multe femei. Am plâns pentru teatru de bucurie și de tristețe, dar de tristețe a trecut repede. Că nu-mi place să stau mult în zona tristeții. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Ați fost angajat al Teatrului din Petroșani între anii 1983-1990. Era cea mai apăsătoare perioadă a comunismului în România și vă amintiți cum stăteați la cozi interminabile ca să luați pâine, ulei și zahăr pe cartelă, iar în turnee mergeați cu un autobuz care risca să se dezmembreze. Greutățile vieții unui actor de provincie nu se opreau aici. Vă citez. Am jucat la soldați care veneau direct din șut, din mină. Era un miros de transpirație în toată sala. Unii au și adormit. Când vorbiți despre primii dumneavoastră ani ca actor profesionist, obișnuiți să o citați pe Nina, personajului Cehov din Pescărușul, care spune așa: teatrul m-a învățat puterea de a îndura. Vreau să știu dacă v-ați gândit vreodată să renunțați. Urmează întrebarea roșie. Ce v-a fost cel mai greu să îndurați? Schimbarea după 90. Mi-a fost greu să îndur schimbarea după 90, deși am avut șansa ca în anii de după finish-ul dictaturii să mă întâlnesc cu Andrei Șerban, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Vlad Mugur, Robert Wilson, Silviu Purcărete și așa mai departe, lucruri care m-au desfășurat, hrănit, potențat prin întrebări, prin șansa de a fi în parfumul lor. În același timp, vârsta 31, faptul că a murit o lume din care făceam parte, în care mă văzusem, despielițarea de trecut. Asta a fost cel mai greu și un proces care continuă permanent. Undeva fiecare provocare, fiecare întâlnire și de aici extind eu spre întâlnirea cu un partener, cu o situație, cu, în cazul, ca să rămân pe ideea întrebării, cu un rol, te pune în situația să te și scuturi de ce ai aflat până atunci despre teatru, despre ce înseamnă a juca, despre cam, uite, bă, nene, așa stau lucrurile. Ele stau așa pentru că de multe ori nu stau așa. Și atunci urmează să intrăm și suntem permanent în acest maraxol de transformare, regăsire, pierdere, agățare și renunțare. Cred că am răspuns. Da, eu. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Jucați și astăzi în spectacolul Un bărbat și mai multe femei, mi-ați spus, pe care l-ați pus pentru prima dată în scenă împreună cu Magda Catone, în urmă cu 41 de ani la Petroșani. Ea interpretează 8 roluri, 8 metamorfoze, în piesa care este un omagiu, notă umoristică, adus complexității gândirii feminine, iar dumneavoastră sunteți personajul principal masculin, prestația dumneavoastră artistică fiind recompensată cu premiul pentru cel mai bun actor. Piesa v-a adus însă și în situații delicate de-a lungul timpului. De exemplu, la o reprezentație în Petrila, ați avut în sală numai copii. Vă citez. Noi aveam un text care povestea o relație între un soț și o soție. Ei, spune-le textul ăsta unor copii de 8 și de 10 ani. Ei râdeau, trăgeau de scaune, se alergau. Am scurtat scenele și a durat spectacolul ceva la 20 de minute în loc de o oră și jumătate. Altădată, după ce a susținut spectacolul la Buzău, presa locală a criticat prestația dumneavoastră și a Magdei Catone din cauza scenelor cu conotație sexuală și a replicilor explicite. Vreau să știu dacă lipsa de pudoare face parte din fișa postului unui actor. Urmează întrebarea roșie. Ce nu ați face niciodată pe scenă? Sex. Deci sex nu aș face pe scenă. Îmi place să trăiesc această intimitate, dar să mă fac că... Oh! Oh! I love this game. Dar momentul de intimitate... Îmi trebuie stare meditativă.
Trebuie să... E frumos prilejul. Deci filmam pas în doi, dam pizza regia și eu aveam o scenă cu Anda Onesa. Ne sărutam sub duș goi, ea cu sânii aia superbi. Și am cerut să fiu în slip. Și a zis Dan că vine numai el și operatorul și îți dai seama, ne mozoleam, blimbă în gură, țâțele luaia pe mine, nu știu ce, dușul cădea, mă țâțăiam acolo și mă uitam și zic, hai că a rămas, hai că e sub masă, e ok, ok, ok. Într-un fel era ca și cum, băi, să țin malurile, adică dacă e să dau cu dânsa-ntrânsa, când e? Dar acum nu e să dau, tema nu e să dau cu dânsa-ntrânsa, să mă fac, să mă fac. Că eu dau dânsii în trânsa. Mulțumesc. Mi-a plăcut. Mulțumesc. It was hot. Continuăm. Yep. Cu actrița Magda Catone nu aveți doar o relație profesională excelentă, ci și o legătură foarte strânsă de prietenie. Da. Astfel că i-ați fost aproape în cele mai dificile momente din viață. Și a mie. Dumneavoastră ați povestit că o relație de-a fel de frumoasă ați avut și cu regretatul actor Șerban Ionescu, soțul Magdei Catone, despre care ați afirmat că v-a fost precum un frate mai mare. Șerban Ionescu a părăsit această lume în 2012, la numai 62 de ani, răpus de o boală cruntă. În ultimele sale luni de viață, scandalul și divorțul de Magda Catone au ținut primele pagini ale tabloidelor. Urmează întrebarea. Ați picat la mijloc între Magda Catone și Șerban Ionescu? Nu. Îi iubesc în continuare. El e aici, dar nu se vede. Relația lor este o relație dinamică ca relația oricărui om cu universul, cu el însuși sau cu mediul. It's only love. It's only love. It's only love. Și povestea merge mai departe și pe poveste îl cheamă Carol. Carol Ionescu. Fiul. Fiul celor doi. Bine. Mulțumesc, continuăm. Mergi cu o întrebare roșie. S-o aud. În 1981 v-ați căsătorit cu Irina Tapalagă, fiica regretatului actor Ștefan Tapalagă și a regizoarei Sanda Manu. Deși mariajul a durat numai 5 ani, presa nota în 2014 că la 3 decenii de la divorț, pare că reprezentați în continuare o sursă de inspirație pentru fosta soție, astfel că multe dintre personajele biblice pe care le picta în icoanele sale, pe sticlă, vă semănau. Dacă pentru multe persoane destrămarea căsniciei este o piatră de încercare, dumneavoastră sunteți de părere că divorțul este benefic, fiind un prilej de creștere pentru parteneri. În prezent sunteți la a patra căsătorie, iar presa a remarcat că de fiecare dată, în anul în care ați încheiat un mariaj, ați mers și la starea civilă pentru a consfinți unul nou. Vă citez. Pentru mine divorțurile au însemnat o școală. Divorțurile sunt mănăstirea mea, pentru că eu, prin divorț, intram într-o altă căsătorie. Vreau să știu cât de mult vă place statutul de bărbat căsătorit. Urmează întrebarea roșie. Ce ați învățat la școala divorțurilor? Să rămân fidel căsătoriei cu viața. Și rămân fidel. Și când noi mai fi ca prezență. Îi sunt recunoscător universului pentru această experiență, continuând prin oamenii, și revin numai la partenerele bine cuvinte, care m-au însoțit și pe care l-am însoțit în această aventură călătorie viață, m-am îmbogățit din întâlnirea cu ele și aici undeva cred că rămâne o parte dată, e genetică, în același timp cred că este și culturală. Aici sunt de partea lui Johann Wolfgang von Goethe și cred în misterul feminin. Și există o
poate cu cele două emisfere? Poate cu termenii teză, antiteză, dar sinteză? În același timp, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, dintre care cel mai important este ternarul? Poate că această bipolaritate care ne confirmă noapte zi, întuneric lumină, se naște a fi. Și sunt veșnic îndrăgostit de misterul feminin. Cât de mult vă place acest statut de bărbat însurat? Total. Total. Pentru că... Cum e întrebarea, scuză-mă? Statutul de? Bărbat însurat. Vă dau timp. Îmi place consoartă. Celălalt, eu sunt straight. N-am nimic împotrivă cu persoane care au... simt, se recunosc în a fi partener cu cineva de același sexuiel. Eu, felul meu de a fi se definește prin relația cu celălalt din punct de vedere sexual, să fie femeie. Și în situația asta sunt de a recunoaște că diferența dintre mine și celălalt sub formă feminină mă completează, mă amplifică. Ce să mai zic? A zis destul. Bine. Mulțumesc. Continuăm. În 1986 v-ați căsătorit cu Beatrice Rancea, celebra coregrafă și regizoare. A povestit că ați întârziat mai bine de o oră și jumătate la propria nuntă, după ce croitoreasa care trebuia să vă facă ținutele a fost de negăsit. Dacă mireasa a intrat în cele din urmă în posesia rochiei, dumneavoastră v-ați improvizat costumul de mire dintr-un sacou și o cămașă cu mânecă scurtă. După 15 ani, mariajul despre care spuneți că a fost o experiență foarte frumoasă și profundă a ajuns la final. O citeți pe Beatrice Rancea. Nu cred că este bine să trăiești în compromis. Eram prea tineri ca să avem o viață convențională de ochii lumii sau doar pentru că lucram împreună. Eram foarte buni prieteni, ajunseserăm să fim ca frații și poate chiar asta era problema. În ciuda divorțului, ați continuat colaborarea în plan profesional și chiar anul acesta ați jucat în spectacolul Despre Noi, About Us, în regia fostei dumneavoastră soții. De altfel, ați mărturisit că ați rămas într-o relație specială cu toate fostele partenere. Urmează întrebarea. Care dintre fostele soții vă este cea mai bună prietenă? Fimea. Fostele soții, domnule Bleonț. Mă pui în situația să compar și... Zice, care dintre fostele soții ți-e cea mai bună prietene? Păi, în momentul ăsta aș putea spune că actuala. Păi nu că e actuala soție, nu e fosta soție. Nu, eu în momentul ăsta, în clipa de față, stau de vorbă cu tine și sunt aici. Eu nu sunt cu Iulia Lazar, soția mea, mama lui Eva. Deci, e această dorință a omului, totuși dintre toate, e echivalentă cu întrebarea, dintre toate rolurile tale, totuși de care ești cel mai îndrăgostit? De teatru. Dintre fostele soții, care e cea mai bună prietenă? Prezenta. Păi arată-mi eu care e aia. Irina, Andra sau Beatrice? Actuala. Care? Iulia? Nu-mi place întrebarea, pentru că, să fiu sincer, nu are răspuns. Nu este răspuns la asta. Bine. O să vă întreb altfel. Ok. Ce ați învățat de la fiecare soție în parte? O, da, Irina, prin datorită însoțirii cu Irina, am intrat în lumea artelor plastice, pentru că ea a făcut arte plastice, restaurare și am intrat în universul. În relația cu Beatrice am intrat în universul baletului și al operei. În relația cu Andra Negulescu am intrat în relație cu aikido și cu scris și cu zbor. În relația cu Iulia Lazar am intrat în universul de părinte. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Andra este omul de bază pentru mine. Atunci când o iau razna, ea este cea care mă aduce cu picioarele pe pământ. Astfel ați descris-o pe actrița Andra Negulescu, femeia care va deveni soție în 2001.
cununia religioasă, a fost oficiată la Biserica Sfântul Silvestru din capitală, iar în timpul ceremoniei ați surprins familia și prietenii cu câteva jurăminte speciale. Ați conceput împreună cu soția un contract care avea 7 puncte serioase și 5 amuzante, printre care și jurământul că niciunul nu se va îngrășa mai mult de 5 kg față de greutatea avută la acea dată. Cu toate că în aparițiile publice lăsați impresia unui cuplu care nu ar fi putut fi doborât, în 2013 ați divorțat. Urmează întrebarea roșie. Ce greutate au jurămintele pentru Claudiu Bleonț? Andra este omul de bază pentru mine. Atunci când o iau razna, ea este cea care mă aduce cu picioarele pe pământ. Astfel ați descris-o pe actrița Anda Negulescu, femeia care va deveni soție în 2001. Cununia religioasă a fost oficiată la Biserica Sfântul Silvestru din capitală, iar în timpul ceremoniei ați surprins familia și prietenii cu câteva jurăminte speciale. Ați conceput împreună cu soția un contract care avea 7 puncte serioase și 5 amuzante, printre care și jurământul că niciunul nu se va îngrășa mai mult de 5 kg față de greutatea avută la acea dată. Cu toate că în aparițiile publice lăsați impresia unui cuplu care nu ar fi putut fi doborât, în 2013 ați divorțat. Urmează întrebarea roșie. Ce greutate au jurămintele pentru Claudiu Bleonț? Totale! Totale! Păi și păi l-ai încărcat! Pentru că viața nu are punct fix. E punct în schimbare. Am aflat-o ulterior. La prima cununie am jurat că voi rămâne căsătorit până când moartea ne va despărți. În timp am aflat că nu e vorba doar de moarte fizică. Este efectiv staza, ca să nu zic moartea. Undeva ceva s-a terminat, s-a încheiat. Există acest lucru în plan personal, există și în planul unei relații cu un subiect sau cu o situație sau cu, cu cineva, cu celălalt. Ea se poate încheia și redeschide sau e necesar să o încheiem și să ne separăm. Amândouă variantele le trăim clipă de clipă, noi oamenii. Pentru că în adânc trăim acest lucru. Ceva nu se va schimba niciodată. Ce? Punct centrul dintr-o o roată are 12 spițe. Golul dintre spițe face posibil ca roata să se învârtă. Există vreun jurământ pe care vi l-ați făcut dumneavoastră? Clar era nu și mai căutam dacă am zis vreodată ceva ce am încălcat. Nu. Și asta am învățat-o de la bunicul. Cred că de-aia n-am găsit acum prin sertarele memoriei. Dacă am jurat vreodată că nu sau voi face ceva și am încălcat acest jurământ. Mulțumesc. În 2013, invitat aici la Canal D, spuneați așa: mi-am dorit un copil, dar nu eram suficient de matur și de copt în celelalte relații. Știu că Iulia va fi o mamă bună și că mă va ajuta să fiu un tată bun. Dacă Andra trece la atacuri, e dreptul ei, nu mă va jigni. Ea nu știe că voi deveni tată, poate doar din această emisiune. Așa am aflat cu toții că sunteți într-o relație cu actrița Iulia Lazăr și că urma să deveniți părinți. Aveți atunci 54 de ani, iar partenera dumneavoastră cu 17 ani mai puțin. După ce în octombrie 2013 a venit pe lume micuța Eva Maria, partenera dumneavoastră s-a confruntat cu depresia postnatală. Nici pentru dumneavoastră primele luni în rolul de tată nu s-au dovedit a fi ușoare, astfel că ați apelat la ajutorul unui psiholog pentru a vă regăsi echilibrul. Peste câteva luni, fiica dumneavoastră va împlini 11 ani, iar dumneavoastră spuneți că statutul de părinte v-a schimbat enorm. Urmează întrebarea. V-a făcut fiica dumneavoastră un om mai bun? Viața și lucrarea personală, lucrarea mea mă face un om mai bun, că Eva nu a venit cu... Ia de aici, băi, Claudiu, că o să devii mai bun pentru că eu ți-am devenit fică. Este... am
conștientizat, am conținut, nu, încerc să conțin acest lucru, că este un invitat special în relația dintre Iulia și mine, prezența ei, și lucrez la a-i oferi sprijinul să devină cine e ea, nu ce-mi doresc eu. Viața m-a ajutat să continui și fac și eu efortul să continui. Nu fiica mea m-a ajutat. Se va revărsa, îmi doresc această lucrare către ea. Iar dacă nu se va revărsa, ea va alege-i treaba ei. Cum v-a schimbat venirea ei în viața dumneavoastră? Asta trebuie să te ocup de ea, să-i asigur, du-te cu școala, du-te cu aia, cu papa, cu ala, cu pamper, nu știu ce. Experiența, în același timp, ea s-a născut cu displazie de șold, a fost un moment în care am avut un șoc, era, zicem noi, că o moștenire, însă din acest, să zic, lucru, să zic, negativ, ușor special, care ne-a făcut vulnerabili și temători, s-a transformat să fie un om care treia să meargă la kinetoterapie, să facă mișcare și așa mai departe. Și a ajuns în momentul ăsta, e cineva foarte dinamic și foarte dispus să se miște. Poate seamănă cu taxul. Mulțumesc. Continuăm. Ați făcut armata la Plenița, în județul Dolj, la infanterie și l-ați avut camarad pe regretatul Ducudarie. Vă citez. Ne-au dat un locotenent care m-a pus la sector WC-uri. Am spălat WC-uri turcești 9 luni. WC-uri la care mergeam 120 de colegi. Și a ajuns să ne și placă. La un moment dat, superiorii v-au obligat să smulgeți toată iarba răsărită printre pietrele de pe un drum pavat, iar atunci când ați ieșit din unitate să cumpărați cadouri de Paște cu cămașa deschiată, fără chiviu și fără bilet de voie, ați fost trimis direct în arest pentru 10 zile. Urmează întrebarea. Ce ați făcut 10 zile în arest? Păi am cărat saci cu ciment, am împins vagoane, curățenie, cam astea. Da. Am cărat la greu. Bucătărie, curăța cartofi, și am citit Citadela de Saint-Exupéry și Portretul artistului din tinerețe, James Joyce. În cele 10 zile de arest la unitatea militară 01183, Plenița. Mâncățăr. Ce ați urât în armată? În mod real n-am urât. E o combinație. Era frustrant, îți dai seama, totuși bucureșteni în Plenița, șocul când am auzit grupa întâi, pas înainte, zuf, sector, WC-uri. Am auzit, însă am luat-o ca o temă, poate se leagă și cu întrebarea de mai înainte, tema de a îndura, și cred foarte mult în acest lucru, că liberul arbitru constă în cum văd viața și cum operez cu ceea ce îmi dă destinul. A fost destin, oricum făceam armata și dacă nu aș fi intrat la teatru și trebuia să, ca și alți colegi, să mă adaptez, acordez cu acest lucru. E, acordajul pe care l-am făcut cu o condiție care îmi displăcea m-a făcut să iubesc ceea ce nu iubesc, armata. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Mineriada din iunie 1990 v-a prins la Teatrul Național, unde repetați sub agheta lui Andrei Șerban. Ați povestit ce s-a întâmplat atunci cu unul dintre colegii dumneavoastră, vă citez. Actorul Dragoș Puslaru a mâncat o bătaie soră cu moartea de la mineri. A fost declarat mort și trebuia băgat la frigider, numai că ăia nu aveau frigidere și l-au lăsat pe masă sub un cerșaf alb. S-a trezit.
a fost mâna destinului. Îl bătuseră pentru că jucase în filme rolul de regionar, iar minerii văzuseră legionarul din el. Dumneavoastră ați fost timp de 7 ani angajat al teatrului din Petroșani și ați jucat de multe ori pentru un public format din mineri. Vreau să știu dacă dumneavoastră ați fost confundat vreodată cu vreunul dintre personajele pe care le-ați interpretat. Urmează întrebarea roșie. V-a fost frică de mineri? Da. Și există mâini cu rângi, de fapt rângi cu, nu, mâini care aveau rângi, care l-au bătut pe cel ce cândva era Dragoș Pâslaru, care acum este părintele Valerian, dar mintea care a ordonat asta era de stalinism și de dictatură! Vă rog, bine, scuze. Ție la limbaj. Nu, nu. Și niște oameni ca aia care au adus și au instaurat comunismul în România cu mânie proletară să dăm în aia. Au băgat oameni și spirite mari care au contribuit ca această cultură și această nație să existe, să vibreze. I-au băgat în experimentul Pitești și i-au bătut. Există mărturia lui Franz Zanderă, care a zis, am omorât și am schingiuit români și spune, înțelegeți că oameni ca mine și ca Ceaușescu... Dumneavoastră ați fost confundat vreodată cu vreunul dintre personajele pe care l-ați interpretat? Slavă Domnului, nu. Nici nu mă pot eu identifica până într-acolo. Ca să fiu luat, de fapt, de ceea ce nu sunt. Doar mă... mai ales că se extinde această afirmație a lui, care este de o profunzime totală, chiar cuantică, a lui William Shakespeare. Eu nu sunt ceea ce par a fi. Ca nici cei care se uită. Ne imaginăm doar că suntem ceva. Suntem doar umbra unui vis. Mulțumesc. Mergem mai departe. Aveți o mare admirație pentru Andrei Șerban, unul dintre cei mai importanți regizori români de teatru și de operă, scriitor și profesor de artă la Universități Americane de renume. În 1990 ați jucat în regia lui rolul lui Oreste din trilogia antică. Vă citez. Acela a fost momentul în care eu am înțeles că trebuie să șterg tot și să o iau de la zero. Seria colaborărilor a continuat cu piesele Cine are nevoie de teatru, Noaptea regilor, Livada de vișini. Între 1990 și 1993, Andrei Șerban a ocupat funcția de director al Teatrului Național din București, iar despre acei ani dumneavoastră ați spus așa, au însemnat enorm în privința evoluției mele, mai exact, au reprezentat scuturarea fariseului care eram. Vreau să știu care este cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la Andrei Șerban. Urmează întrebarea, unde ar fi Claudiu Bleonț fără Andrei Șerban? N-ar fi. Dar aici nu pot să spun numai despre Andrei Șerban. Unde ar fi Claudiu Bleonț dacă n-ar fi fost Cătălin Naum? Unde ar fi dacă n-ar fi fost Grigore Gonța? Unde ar fi Claudiu Bleonț dacă nu era Eugen Ionesco? Unde ar fi Claudiu Bleonț dacă nu era Caragiale, dacă nu era Chekhov, dacă nu era William Shakespeare? Sunt o intersecție, Denis. Și spun, iubesc viața, misterul și taina, iubesc destinul, care m-a adus în condiția de a fi un om printre oameni, unii care au lăsat o memorie scrisă sau sonoră. Hello, van Beethoven! Unii se vor naște și vor apărea după noi. Sunt un punct de, cred că inflexie, interferență, acum, aici. Fără toți pe care îi conțin eu, și cred că aș extinse-o ca o afirmație, fără toți cei pe care și care ne-au însoțit până acum, eu nu aș fi cine aș fi. Aș fi cu siguranță altceva. Mulțumesc. Continuăm. În cei 7 ani în care ați fost angajat la Teatrul din Petroșani, ați avut în paralel și colaborări cu Teatrul Național din București, unde ați jucat în piese precum A 12-a noapte, Zbor deasupra unui cuib de cuci și Torquato Tasso. Vă citez. Erau momente când mă întorceam de la Petroșani la București și mi se părea paradoxal că dintr-un mediu unde erau oameni simpli, prin sate, prin comune, pe unde jucam, veneam într-un mediu care mi se părea greoi, inutil, snob.
Cu toate acestea, după Revoluție, ați părăsit teatrul din Petroșan și v-ați angajat la Teatrul Național din Capitală, unde ați devenit și societar din 2004. Un titlu acordat persoanelor care, prin performanțele lor artistice, își câștigă un loc în galeria marilor figuri ale instituției. Urmează întrebarea. Când nu v-ați mai simțit un străin la Teatrul Național? Când nu m-am mai simțit un străin? Da. La Teatrul Național? Dar m-am simțit străin? Dacă m-am simțit sau am declarat vreodată că m-am simțit străin, lucru care se poate întâmpla, poate să fie un moment de neregăsire, acel lucru s-a transformat în ceva pe care nu aș putea să-l descriu, pentru că nu e acum prezent și de față. Iar mai mult despre această întrebare nu știu ce să mai răspund. Eu vă mulțumesc. Mergem mai departe. În cele peste 4 decenii de carieră, ați colaborat cu unul dintre cei mai cunoscuți regizori români, printre care Radu Gabrea, Lucian Pintilie sau Mircea Veroiu, și nu de puține ori ați fost distribuit în rol principal. Așa cum am spus, primul rol într-un film l-ați avut în 1982, în pelicula Concurs, realizată de Dan Pița. 3 ani mai târziu ați jucat și în filmul Pas în doi, în regia aceluiași Dan Pița. Pentru ambele filme ați fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Costinești. A urmat apoi colaborări pentru filmele Dreptate în lanțuri, Rochie albă de dantelă, Autor anonim sau Femeia visurilor. Întrebat cum l-ați descrie într-un cuvânt pe regizorul Dan Pița, ați răspuns fără ezitare: magician. Urmează întrebarea. V-a făcut magicianul Dan Pița actor de film? Da și nu. Sau nu și da. În regia lui Dan Pița... Stai, că întrebarea e, te-a făcut magician? O secundă, nici nu știu dacă ești magician. Nu, magicianul Dan Pița! Dan Pița m-a chemat și m-a distribuit. Și nu pot să spun decât mulțumesc. Este primul regizor care v-a distribuit. Da. Sincer, nu, pentru că am mai jucat în armată fiind. Am jucat împreună cu colegii care eram în Plenița. Am jucat, dar în momentul ăsta îmi scapă titlul filmului, în care... personaje principale erau Dinu Manolache și, cred, Diana Lupescu. Noi, fiind în condiția din armată, am fost și eram colegii lui, roluri secundare, practic prima prezență în, pe ecrane, cum s-ar zice, ar fi fost aceea. Însă, undeva, buletinul de identitate, ca și prezență, ca și... buletin de identitate, actor de film, deși eram student, deci nu pot spune că acest lucru e semi-definitoriu, a fost în filmul Concurs, regia Dan Pița, scenariul Dan Pița. Mulțumesc. Mergem mai departe. Un alt om care v-a marcat cariera este dramaturgul american Robert Wilson, considerat unul dintre cei mai avangardiști regizori de teatru din lume. În 2014 a montat la Teatrul Național Marin Țolescu din Craiova spectacolul Rinocerii de Eugen Ionescu. Directorul teatrului v-a invitat la audiții, însă ați refuzat proiectul deoarece vă doreați să petreceți cât mai mult timp alături de fiica dumneavoastră, care avea doar câteva luni. A doua zi ați fost anunțat că însuși Robert Wilson și-a manifestat dorința să vă vadă și ați revenit asupra deciziei. Ați dat probe și ați obținut unul dintre
rolurile principale. Ulterior ați spus că emoțiile trăite de la audiții au fost chiar mai puternice decât cele de la examenul de admitere la teatru. Vă citez. Wilson este un extraordinar cunoscător al adâncimilor acestei arte. Mă uitam vrăjit cum lucrează. Una dintre cele mai importante indicații era: nu gândi, lasă-ți trupul să reacționeze. I-am spus unui coleg că parcă de-abia de acum m-aș apuca din nou de teatru. Urmează întrebarea. De câte ori v-a forțat un regizor să o luați de la capăt? De fiecare dată, cu fiecare nouă întâlnire, există prezența mea cu tot ceea ce am acumulat până acum, care la un moment dat se năruie în fața, trebuie să spun, cei doi care se privesc, regizorul și actorul, ceva din tot ce am acumulat se năruie, se sparge în componente, ca pe urmă împreună de comun acord să păstrăm din sau să adăugăm din afară lucruri care lipsesc în acest peisaj, să-i spunem. Atunci fiecare întâlnire este prilej de reacordare. Dacă sunt doar 7 note, atunci tot timpul e vorba de reacordare. Deci întotdeauna este, va fi un portativ, 7 note și de fiecare dată altă melodie. Mulțumesc. Vă citez. M-am trezit într-o dimineață și am mulțumit de 3 ori lui Dumnezeu. Pentru America, pentru Robert Wilson și pentru Andrei Șerban. Am vorbit despre Andrei Șerban și am vorbit și despre Robert Wilson. Urmează întrebarea. De ce îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru America? Pentru că am să păstrez această lungime de undă. Atâtea doruri, atâtea istorii au ajuns să se împlinească și să trăiască aventura. New York, New York. Ajunge atât. Mulțumesc. Continuăm. Numele dumneavoastră a apărut și pe genericul unor filme internaționale precum The Impaler, Final Countdown sau Anaconda 4, Trail of Blood. În 2008 ați participat la filmările producției Against the Dark, unde jucați rolul unui chirurg care se confruntă cu eroul interpretat de Steven Seagal. Vă citez. Când m-a văzut Steven Seagal, a decis că Bleons nu merită bătut, merită împușcat. Tot alături de actorul american, ați jucat în 2010 în filmul Born to Raise Hell și, în ciuda imaginii dure pe care o are, dumneavoastră l-ați descris așa. În realitate este cu totul alt om. La ultima filmare s-a creat o relație specială între noi doi. Cu un gest copilăresc, i-am sărit în spate. M-am simțit ca un pechinez pe lângă un San Bernard, dând din coadă pe lângă el. Seagal este ca un iceberg care are multe straturi. Domnule Bleonț, știm că Steven Seagal este un maestru al artelor marțiale și că dumneavoastră ați făcut 4 ani de Aikido. Urmează întrebarea. V-ați bătut cu Steven Seagal? Ce? Cum să mă bat? E, undeva mă bat cu Steven Seagal. Mă bat. Pentru că îl susține pe Putin. Eu nu. Nu susțin invazia Ucrainei. Nu susțin dictatura lui Putin. Trage Rusia enorm înapoi. Toate spiritele libere, toți oamenii aia s-au eliberat ca de un Hitler. Pentru că asta e. Din punctul ăsta de vedere, mă bat cu Steven Seagal. Pe tatami nu am cum, însă ca Aikido, I have a big bow. Bine, mulțumesc. Continuăm. În 2004, atunci când luptele K1 începeau să trezească tot mai mult interesul românilor, a fost lansat show-ul de televiziune Stele Verzi, în care vedete autohtone se înfruntau în ringul de box. Astfel, Cristina de la Impact s-a luptat cu Diana de la Pops, Nick de la NND și-a pus mănușile contra prezentatorului TV Mihai Mitoșeru, iar cântăreții Fizz și Liviu Guță și-au măsurat și ei forțele.
Ați acceptat și dumneavoastră această provocare și v-ați luptat cu pugilista Anca Ioniță, supranumită Savarina. Vă citez. Am primit mai mulți bani în emisiunea aia decât am câștigat în enorm de multe roluri pe care le-am făcut. Am fost plătit foarte bine și, într-un fel, riscam să-mi pierd imaginea. Am profitat de bani și, în același timp, am făcut lucruri pe care altfel în viața mea nu le-aș fi făcut. Vreau să știu cum v-au influențat cariera aceste apariții. Urmează întrebarea. Ați regretat vreodată că v-ați bătut în ring cu Savarina? Nu! Mi-a plăcut momentul acela, deși există și în breaz la noastră mult snobism. Aici de trufie, adică noi facem teatru, știi? Adică noi suntem altfel decât ceilalți, suntem mai sus. Am avut șansa și mă bucur pentru că rămân undeva și cu picioarele pe pământ. Maia, și pe mine, mamă, ce tare ești, ești muritor, te-ai dreacu din gură. Experiența, întâlnirea cu fata aia a fost foarte mișto. După ce am auzit câți bani îmi dau și am zis, da, am zis, în ce te-ai băgat, blău, îți urmează, te faci de la emisiunea aia. Zic, bă, mă bat cu eu, n-am făcut box, în plus, cum de-aș să dau într-o femeie? Și m-am dus, uite așa am făcut, ca de obicei, că ți-am zis, am început să iubesc această această pendulare pe care o trăiesc între ce mi-am dorit, ce am ajuns să fac, ce am zis că nu voi face, dar iată că mă duce chestia asta și am ajuns în situația aia, mi-am pus și m-am dus la ea și am spus, respectându-i efectiv disciplina, dedicația și dăruirea și calea, i-am spus, fată, să știi că eu nici măcar nu o să îndrăznesc să dau în tine, vezi cum dai. A trecut unul pe lângă mine, vezi că un pum tot îți dă. Mă, pe mine, că mă gândeam că îmi dă un aia, o stângă sau un uppercut sau o directă. Domnule Leonț, vă rog atenție la limbaj. Ba da, sunt om liber și adică, da, ok, la, tăiați, revenim. Și am spus, fată, să știi că eu nu să-ți dau niciun pumn, adică eu o să fiu așa pe acolo, nu știu. Ce mi-a plăcut foarte mult este că la un moment dat mi-a zis, dacă nu erai omul pe care îl văd că ești, una tot îți trăgeam. Și am spus, mulțumesc. Bine. Mulțumesc și eu. Continuăm cu o întrebare roșie. La o conferință de presă susținută la Arad în 2011, v-ați dat jos chiloții și v-ați expus zona intimă. Scena i-a șocat pe jurnaliști, însă dumneavoastră ați spus că Dumnezeu ne-a făcut goi, așadar nu avem de ce să ne rușinăm. Ați susținut că nu a fost un act premeditat, ci o reacție de moment. Mai mult, ați subliniat că nu a fost prima dată când ați dat frâu liber trăirilor dumneavoastră și ați amintit de momentul în care ați râgâit în direct la TV de Ziua Națională. Teatrul Național București, unde erați angajat, a considerat că gestul dumneavoastră a adus grave prejudicii de imagine instituției și v-a numit actor al extremelor. Citez din comunicatul TNB. Singura explicație ar putea fi diagnosticul oferit de Shakespeare. Este chiar nebun și spun că e nebun, căci nebunia ce ar putea să fie, la drept vorbind, decât a fi nebun. Să trecem mai departe. Urmează întrebarea roșie. Cât de nebun este Claudiu Bionț? Nu mai mult decât Hamlet. Această afirmație a fost făcută de Ion Caramitru și am citit-o și am zis, sunt onorat. Eu Hamlet până la momentul acela și acesta n-am jucat. Dar dacă mi se spune asta, o accept. Și nu sunt mai nebun decât niciunul dintre voi. Încerc să îmi asum, să-mi recunosc și să-mi conștientizez asta. Îmi place termenul lui Carlos Castaneda, nebunia controlată. Ca profesie sunt doar un bufon, ca om doar un muritor. Considerați că ați exagerat vreodată? Posibil. La momentul acela, când te-ai referit, când mi-am dat chiloții jos, gândește că am făcut scrimă 7 ani și mergeam la duș împreună în armată, la Plenița, mergeam cu dușul, nu mergeam în halate și fiecare avea cabina lui de duș. Deci faptul că noi, ca băieți, eram obișnuiți să avem timpul acela,
la baie goi era firesc. Nu aș repeta gestul. Nu l-am gândit nici ca provocare. A fost, eram la al treilea divorț, îmi făcusem testamentul, nu știam cine sunt și ce urmează să trăiesc. Și vorbind în acel moment despre Richard al treilea, care striga un cal, un cal, un cal, regatul meu pe un cal, undeva testamentul mă punea sub presiune. Tu cine ești? Ce se întâmplă cu tine, Claudiu? Ce faci? Și în această dedublare de mine am zis, nu știu cine sunt, uite-mă gol! Cine sunt, Doamne? Și acum îmi vine Sorescu. Poate că tu ești oaia mea cea rătăcită, iar fără tine sunt nepereche. Sunt doar un copil în fața și în brațele cuiva care e mai mare decât mine, iar eu de multe ori uit sau nu știu. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Bă, da, se termină la un moment, că am obosit. Zic. În 2012 ați jucat în piesa Amedeu sau Scapi cu greu de el. Partenera noastră de scenă, actrița și cântăreața Nadine, a povestit aici, la Canal D, că a scăpat cu greu de dumneavoastră și a susținut că ați hărțuit-o în deplasările făcute cu spectacolul. O citez. Într-o noapte de la 5 la 6 dimineața, mi-a bătut cu pumnii în ușa camerei, urla să deschid, nu mai puteam de frică, credeam că îmi va sparge ușa. Mi-a dat 10 de mesaje pe telefon să deschid, m-a sunat non-stop, a fost groaznic. Mai mult, a susținut că ar fi discutat despre această problemă cu Andra Negulescu, regizoarea piesei și soția dumneavoastră de la acea vreme. Aceasta a negat că ar fi primit vreo plângere la adresa dumneavoastră și a acuzat-o la rândul său pe Nadine că nu s-a mai prezentat la spectacol. Dumneavoastră v-ați abținut atunci de la prea multe comentarii, spunând doar atât. A fost doar teatru. Vreau să știu cine a jucat teatru. Dumneavoastră sau Nadine? Urmează întrebarea roșie. Ați agresat-o pe Nadine? Nu. Doamne, nici nu aș putea. Cum să o agresez? Nu cred. Nu vreau, nu pot. Întâlnirea dintr-un bărbat și o femeie, sincer să fiu, mi-a plăcut și pot să spun că îmi place, Nadine. Și, sincer, dacă s-ar fi petrecut sau ieșind din situația de tată și de căsătorit în momentul ăsta și o lucrez ca o imaginar, o situație imaginară posibilă, dacă eu aș putea face amor cu Nadine, a zice da, dacă și ea vrea. Dacă ea nu vrea, deci nu există și n-am cum să o agresez pe Nadine. O pot invita. Dacă îi spune, m-a agresat invitația, vai, te-ai dat la mine. Bă, doar m-am uitat la tine. Nu mă refer la cazul cu ea. I-am bătut la ușă, da, dar n-a deschis. Și eu am plecat. Altele n-au deschis. Altele am zis. Ce te-ai uitat așa? Te-ai speriat. Altele au deschis? Da, a ieșit cu n. Cu n-au. Altele au deschis. Probleme ceva, Gogule? Mulțumesc, continuăm. În pandemie, când teatrele s-au închis, ați plecat în Apuseni. Ați locuit la o pensiune din Beliș timp de 9 luni, perioada în care nu ați fost un simplu turist, vă citesc. Printre altele, am sprijinit activitatea pensiunii. Am gătit, am dat cu aspiratorul în casa în care am stat, am curățat cușca câinilor, am plantat copaci și flori, am curățat grădina, am spălat rufe și apoi le-am călcat, am făcut tot ce înseamnă treabă în prezentul acela. Apoi a venit propunerea să candidez pentru funcția de primar. Prin urmare, ați candidat la alegerile locale din 2020, ați ieșit pe un onorant loc 2 și ați obținut un post de consilier local în Beliș. Nu v-ați mai prelungit însă mutația, așa că ați renunțat la postul de la primărie și v-ați întors la teatru. Vreau să știu dacă vă mai tentează politica. Urmează întrebarea. V-ați ratat rolul pe scena politică? Nu. Nu mi-am ratat rolul pe scena politică. Nu există roluri ratate. Există experiență, experimentare, creștere. Nu mă gândeam vreodată, dacă dau filmul înapoi, eu la 16 ani sau la 17 ani, că voi ajunge, că se va întâmpla istoria până într-acolo încât să ajung la Beliș și să candidez la primărie. N-am,
știut și în momentul ăsta nu știu ce va urma în destinul meu, dacă poate ceasul și clipa sună mâine să mă duc dincolo într-un alt plan. Totul este mister, mister, mister. Am trecut pe acolo, m-am bucurat, afirm, zona Beliș este superbă, asta m-a și convins să candidez și mi-am împlinit rolul ca și politician, ca și candidat la primăria comunei Beliș. Am făcut foarte multă reclamă acelei zone, cu încredere, cu drag, și din punctul ăsta de vedere, rolul încă nu s-a încheiat. Mergeți să vedeți Apusenii, mergeți la experiența Beliș. Cu politica s-a încheiat? Nu, n-are cum să încheie. Îți vine întrebări. N-are cum să încheie. Deci vă tentează. Dacă ar fi un apel bun. I don't know. Bine. Am notat. Mergem cu o întrebare roșie. În pandemie ați făcut o formă ușoară de COVID și a trebuit să vă izolați 10 zile. V-ați îngrășat în acea perioadă pentru că din cauza bolii nu aveați gust și nici miros și mâncați în continuu. Vă citez. Pentru prima dată în 42 de ani de teatru am stat 10 zile singur în casă, 10 zile eu cu mine. În izolare. Am avut timp să ascult, să citesc, să visez, să iau viața, să o desfac în fragmente. M-am văzut la un moment dat un hamster în rotița aia, într-o cușcă. Vreau să știu care sunt cele mai mari revelații pe care le-ați avut atunci când ați rămas singur cu dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Ce lecție importantă v-a învățat singurătatea? Renunță la tot ce ai învățat, tot ce știi, renunță la atașamente, fii deschis. Ce-ai raveti, ce-ai raveti, ce-ai ravetei, Buddha. Continuă să mergi. Asta am aflat atunci. Ce atașamente aveți? Stai că-s multe și acum îmi vin alea subtile. Atașamente care în același timp sunt programare, nevoia de control, faptul că sunt ăsta și eu ar trebui în funcție de cine cred eu că sunt să gândesc mai departe, să fac așa, renunță, 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 scoate, scoate, curăță, 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 curăță. Poate că a fost în adânc o regăsire în tăcere și în meditație cu a higher self of mine. Poate că am reușit în alea 10 zile în Craiova, în apartamentul pe care îl avem cu sprijinul Teatrul Național în Craiova, Iulia Lazar și cu mine, să tac și doar să respir. Mulțumesc. Continuăm și mergem cu ultima întrebare. Ei, ce bine. M-am obosit. În 2021, instituțiile culturale au fost închise din cauza pandemiei, însă Naționalul Craiovean a scris istorie cu spectacolul Hectomeron. Da. Actorii teatrului au colaborat prin intermediul platformelor online cu 100 de regizori din 100 de țări. Au fost puse astfel în scenă 100 de povești care au fost prezentate online în pandemie și apoi într-un maraton de peste 25 de ore live pe scena teatrului Marin Sorescu. Dumneavoastră ați lucrat cu un regizor din Etiopia, unul din Malezia și unul din Malawi. Ați povestit că la început a fost foarte stresant să jucați în fața unei camere și nu în fața publicului, vă citez. Umanitatea este pentru noi ca apa pentru pești. Eu, unul fără oameni în jur, mă simt stingher, depresiv, simt că mă usuc. Acum când lucrurile au revenit la normal, susțineți că teatrul va continua să existe în varianta clasică, însă își va dezvolta și o variantă online. Domnule Bleont, specialiștii susțin că în 10-20 de ani televiziunea va dispărea, iar platformele de streaming vor amenința inclusiv cinematograful. Dumneavoastră sunteți actor de teatru, de film și de televiziune. Urmează întrebarea. Cum vedeți viitorul? Cu încredere. Cu încredere. Cu încredere. But life still goes on. Come on, let's go. Cuvintele deschid și închid în același timp. Poate că dacă eram un străin și vedeam interviul, m-ar fi amuzat. Bă, dar cât se mișcă ăsta, recte eu. C-
Cărez, nu înțeleg ce spui. Există atâta rost în tăcere, atâta împlinire în tăcere și în mister, că restul sunt doar vorbe, vorbe, vorbe. Bine de adevăr. Mulțumesc frumos, Claudiu Blionț, pentru prezența mulțumesc aici la 40 de întrebări. Un interviu absolut special. Cei care ne-au urmărit văd acum pe micile ecrane un tabel. Ne-ați răspuns tuturor întrebărilor pe care vi le-am adresat. Ne-au rămas la dispoziție 13 minute. Evident că nu le vom folosi în integralitate. Însă, dacă sunt chestiuni ce v-ați dori să le discutăm, dacă sunt lucruri pe care v-ați dori să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt elemente din biografia dumneavoastră ce nu ne-au scăpat sau pur și simplu chestiuni pe care vreți să le mărturisiți, acum este momentul. Da. Și după aceea va urma evaluarea mea. Da, bine. Bă, voi nu v-ați plictisit că eu m-am plictisit de mine. Haideți, bă, să facem și altceva. Cam ce? Hai la o cafea și o țigară. Bine. Spunea Marina Almășan, a fost un citat pe care l-am folosit în emisiune, că sunteți sau că păreți de nestăpânit, dar sunteți foarte serios în ceea ce faceți. Mm-hmm. Sunteți un actor prin excelență și un actor perfect pe scena vieții. Un interviu despre care sunt sigură că toți cei care l-au urmărit au înțeles cine este Claudiu Blionț cu adevărat, cât vrea să fie cunoscut din ceea ce este el, cât de profund este, cât de autentic este, cât de vesel, cât de plin de forță, de energie, de putere, o explozie în acest interviu de vitalitate. O emisiune care pentru mine contează foarte mult și în care am cunoscut un om care m-a convins că își joacă excepțional acest mare rol pe scena vieții de om. Da. Mersi. Mulțumesc, Claudiu Blionț, pentru prezența aici la 40 de întrebări. În numele meu și al echipei mele a fost o întâlnire excepțională. Și pentru mine. Am ajuns să merg în straturi de ale mele pe care... E mai frumos să le parcurgi cu cineva și sub tirul cuiva. Mulțumesc! Dragi spectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și promit cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!